fost diferit primul trimestru, că a fost foarte greu, dar foarte greu, mai greu decât celelalte. Dar, da, e, nu știu, acum mă simt foarte bine, sincer, adică sunt destul de activă, nu sunt foarte obosită, nu am probleme, copilul se dezvoltă foarte bine, e destul de mare. Cred că surioarele abia așteaptă marea întâlnire. Cum le-ai pregătit pentru venirea noului membru? Nu, deocamdată știu doar că vine bebelușul, nu știu încă ce este, nu le-am spus numele, urmează să le pregătesc o surpriză și așteaptă, îți dai seama, în continuu pupă burta, sunt foarte adorabile. Și aseară, cred că Vera, nu știu, vrea ceva și Cosmin nu era cu noi, la culcare mă refer. Și când a venit Cosmin, i-a explicat Rita, să știi, tati, eu înțeleg, mama este foarte greu, care și burtica și bebele, zice, dar Vera n-a fost înțelegătoare cu mama și ea nu înțelege că nu mami e greu. Și eu vreau să explic, deci mi s-a părut absolut adorabilă. Ea a explicat ea că mie mi-este greu, deși eu nu am spus asta și în general nu mă plâng față de copii, pentru că nici nu mi-e atât de greu, dar nu. Oricum, ultima perioadă e mai complicată. Cum decurg filmările la serialul de la Antenă? Dacă ți se întâmplă, nu știu, să mai ceri așa o mică pauză, să-ți tragi sufletul, să bei un pahar de apă? Nu, nu, ei sunt foarte bine organizați și nu pun foarte multe secvențe într-o zi. În general avem și pauze între secvențe, nu fac sport, dans acrobatic. Și rolul e de așa natură că îmi permite să răsuflu, ca să zic așa. Dar în plus, da, filmez și pentru Vacanță de Vedetă, care e pe Antena Stars în fiecare sâmbătă, de la ora 15 și în rulare duminică, la ora 12. Mâine am spectacol, de exemplu, la Teatrul Dramaturgilor Români, autorul este în sală. Și apoi, uite așa, avem plănuită vacanță acum de câteva zile așa în Franța cu copii, apoi vrem să ajungem în Maramureș de Paște, deci suntem prinși. Asta e foarte bine pentru că te lasă să îți vezi mai departe de toate proiectele. Da, da. Legat de teatru, până când urci pe scenă? Spun, eu nu am cum să spun că ultimul spectacol în care joc eu este, cu, dacă nu mă înșel, pe 22 iunie și e, practic, ce să zic, luna nouă acolo. Să vedem, o să fie amuzant, dar nu e prima oară când fac asta. Am jucat în Autorul în sală, eram însărcinată cu Rita și practic am născut la 10 zile după, deci am jucat mult. Dar Cosmin simte așa nevoia să te protejeze și să recurgă la anumite lucruri cumva, să-ți ușureze ție toate delenicirile de zi cu zi? Sau să vină să te ia de la filmări sau să te ducă? Da, să vină să mă ia, nu, că eu sunt independentă. Ba mai mult, duc copiii la școală, la grădii, adică la grădii, la after. Ia duc, adică conduc în continuare, probabil o să mai conduc încă o perioadă bună de timp până la final. Dar, da, nu știu, acum mă protejează în sensul că nu le culc eu pe fete, că mi-este greu să stau pe spate sau le culcă el. Eu le citesc poveștile și predau ștafeta.